Bună seara tuturor și bine ați venit la o nouă reacție horror la mine pe canal, fraților. Astăzi avem un episod de-a dreptul special, deoarece vom reacționa la un băiat, băi, la un short horror film cu un băiat ăsta de vârsta mea, frate, adică nu cred că are mai mult de 18 ani, care merge în pădure și este urmărit de către favoritul nostru, respectiv Sirehead. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem episoade de genul pe viitor și haideți să începem, fraților, într-adevăr reacția. Acest film are cea mai bună experiență cu headphones și, după cum vedeți, am filmul pe mut pentru că acțiunea începe pe la minutul 2.30. Până atunci o să-l țin pe mut pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Aici, boys, puteți vedea că a început filmul cu asta, deci maică-sa, vedeți, maică-sa i-a lăsat, dacă puteți observa, e o foaie pe un frigider, i-a lăsat un mesaj cu Lucas, deci pe profesorul se cheamă Lucas, îl vizitez pe Uncle Frank, nu uita să speli vasele, te pup mama. Ok, deci profesorul Lucas al nostru trebuie să spele vasele, asta e tot ce trebuie să facă, cum le-am ajuns e la Sirehead de la spăla vase. Deci uiteți-vă, ăsta e Lucas, fraților, un băiat de vârsta mea, știți, zic, adică nu cred că are mai mult de 18 ani sau ceva de genul. Sirehead se numește. Hai să vedem pe ce este vorba. O să pornim sunetul abia atunci când ajunge în, cum zice, în pădure. Pentru că până acum e ceva muzică nașpa care mă sâcâie la cap. Deci frățiorul nostru clar nu spară vasele. Am văzut acolo ceva cărți. Deci el clar nu se ocupă de spălatul vaselor. Și cred că se gândește să se ducă în pădure. Cred că asta vrea să facă frățiorul. Opa, și-a pus acolo. Ia să vedem dacă putem să vedem ce și-a pus. Deci a pus cartea. Ia aici ce e. Ok, cred că e o cameră de filmat sau o barul, deci și-a pus acolo un dispozitiv și-a pus cartea și-a pus încă o carte, ceva ghid și asta și merge în pădure. Bă, fraților, dacă mamele voastre vă roagă să spălați vasele, spălați-le, fraților, vă duceți în pădure. Ok, deci cred că frățiorul nostru e pasionat de fotografie sau ceva de genul, ați văzut că și-a luat și aparatul foto. Iar acum se duce în pădure, vedeți, pădurea este lângă casa lui, nu-i mare combinație. Și cred că vrea să ducă să facă niște poze, cam asta-i treaba. Hai să vedem cum, gen, ce face până la... Cum ajunge la un moment dat? Deci a ajuns aici în pădure. Deci găsim dacă s-a terminat muzica nașpa. Ok, bun, boys, hai să începem. Deci este în pădure, ați văzut, a făcut acolo poză. Deci e pasionat de fotografie, frățiorul nostru. Credeam că are ceva intenție, am văzut cărțile la început, credeam că vrea el să-l sumoneze pe Sirehead cumva. Bă, de ce în pădure un băiat pașnic n-are absolut niciun stres? Să uite acum în cartea aia. Mamă, se aude ceva. Ok, nu, sau nu, nu, se auzeau pașii lui, prost eu. Bă, băieți, bă, mamă, de ce sunt așa de multe crezi, nu știu să-mi dau seama dacă îl văd pe Sirehead sau nu. Face o poză. Mamă, a făcut poze. Deci face poze, frățiorul nostru. Bă, aoleo, mamă, ok, era o cioară, ok. Ne-am panicat pe degeaba, fraților. A fost, de fapt, doar o cioară. Și frățiorul nostru s-a panicat. Hai să vedem ce face. Bă, ia stai. Ia stai să facem. Să ne uităm puțin aici la copacul ăsta. Vedeți vreun semn de sene la... Ok, nu știu ce să zic. O lăsat cadrul ăsta pe copaci. O fi că aici e Sirehead sau ceva de genul. Dar nu-mi dau seama, parcă văd numai copaci, adică nu văd nimic ca suspect. Mamă, e în spatele lui, băi, ție în spatele lui. Uitați-vă la el, bă, dar se vede că e frică de ceva, nu știu de ce e așa, o fi că e el paranoic de obicei. Dar în spatele lui e cineva, băi, puteți vedea acolo. În spatele lui, pe bune, e cineva. Ok, se uită cu binoculu. Se uită în față, mamă, se uită acum în spate. O să ne luăm mare jump scare toți. Ia stați. Bă, parcă se vede ceva pe aici. Bă, și eu super paranoic, adică nu-mi dau seama, dar era din spate, cred. Cred că Sirehead, boys, era din spate, uitați-vă. Da, mă, s-a mișcat și ceva, s-a mișcat și puțin în spate acolo. Parcă s-a mișcat puțin în spate. Deci, frățiorul nostru... Sau? Nu e în spate, bă, nu știu unde e, mă. Bă, nu-mi dau seama unde e. Bă, bune, vă zic. Ok. Să aibă grijă, frățiorul nostru. Oh, 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 aici e Sirehead, chiar acum puteți să vedeți mâna. Dar nu-și dă seama. Dar vedeți că el, bă, parcă e așa speriat de la el. Nu știu care e treaba cu băiatul ăsta. Mamă, uitați-vă la el. Mamă, mamă, ce pute ăla. Și-a dat seama și fuge. Mamă, să dăm sufletul ăsta mai încet, că ne dă la creier, ne dă zero la creier, știi zic.
A folosit 400 de sunete în filmul ăsta. Mamă, uitați. Mă, voi vedeți cât de mișto arată Stanley, like, pe bune. Uitați-vă la chestia asta. Arată, deci, bă, în opinia mea, bă, dacă stă să ne uităm, arată puțin mai mișto decât în filmul ăla oficial. Nu știu, scrieți-mă în comentarii. Bă, chiar arată mișto. Arată așa, destul de real. Bun, deci se duce frățiorul. Mamă, sar, dar nu vine după el. Îl vedeți cumva să fugă după el? Eu nu văd. Nu-l văd să fugă după el. O fi că lăsa, se duce el în casă. Dacă cred că se întâmplă ceva, ba nu. Ajută el în casă. Ok, frățiorul, puteai să speli vasele încă de la bun început și să nu se întâmple toate chestia asta. Lua toporul, dar... Păi, aici îi faci cu toporul. Nu mai poate el de toporul tău. Mară, băieți. Mai face de toporul tău. Hai să vedem, băieți. Se întâmplă ceva, nu știu de ce mai iese afară, eu în locul ăia aș fi stat înăuntru. Știi ce zic, adică... Ceva nașpa la mijloc. Ce? Și-a pus la... Deci a pus la cotorul cu microunde ceva. Un pachet, mamă, cred că acum o să se întâmple ceva, deci mănâncă, frățiorul. S-a calmat după incidentul, care, bă, chiar a fost un incident destul de mare. Hai să vedem ce se întâmplă acum, pentru că încă nu este gata filmul. Deci el stă, n-are niciun stres, observ. Las, că e bine, boys, nu trebuie să fie stresat. Arăți. Ok, acum e noaptea. Încearcă să doarmă, dar nu poate. O fică se întoarce în pădure, deci nu cred că e așa de prost. Acum doarme, dar parcă nu poate să doarmă. Bă, da, bă, ia stați puțin, băi. Bă, maică s-a dus la unchiul Frank. Păi, dar n-a mai venit de la unchiul Frank. Să mă arăți că s-a făcut noaptea. Unde e maica sa? Sau fi că maica sa a venit acasă? Ce e asta, boys? Ah! Se aude o voce de femeie. Lucas, au zis așa un Lucas. Cred că a venit maica sa. Ah, cred că a... Lucas. Țipă Lucas. O femeie, o fi că a venit maica sa acum. Mom? Mamă? It's me! Help me! Și că, mamă, Lucas, sunt eu, ajută-mă. Bă, fraților, vă zic eu nu cred că e maică-sa. Cred că e Sam care a băgat sunetul prin trompetele lui. Deci vă zic sincer, nu cred că e maică-sa. Pentru că o mamă gen așa nu și-ar fi chemat copilul să-l ajute. Că dacă e dita mai monstru, n-are cum să te ajute. Numai să-l mânci și pe el, știi ce zic? Adică nu cred că e maică-sa. Și că de ce te-ai întors? Ajută-mă. Unde ești? Sunt, ba mă, vedeți și cum vorbește, deci parcă vorbește la trompetă, deci e Silent Hill 100%. Ok, deci a zis sunt în pădure, l-a întrebat de ce ești în pădure, sora mea, și că vin o să mă cauți. Hai să vedem, boys. Ce și o să ții, ți-a luat lanterna, credeam că ții cuțitul, frățiorul. Lucas, uite, arată chestia asta, maica-sa nu s-a întors, vezi, a fost o capcană. Fiți atenți că e o capcană, maica s-a nu s-a întors, vă zic eu 100%. Mamă, aici, no, e o capcană 100%. Deci vă zic că e o capcană 100%. Vă zice fratele vostru, adică... E 100% capcană. Mamă! Hai să ne dacă găsești într-un final. Ce faci acolo? Lucas! Ce s-a auzit? Mamă, și-a venit frățiorul nostru. Eu v-am zis, băieți, că e o capcană. Maica s-a n-a fost niciodată acolo. Mamă, și-a venit ăsta. Mamă, și țipă și mă, câte sunete se aud. Ce naiba se aude? Acum se aude sunetul lui Sarehead. Fraților, nu știu ce se aude. Iar se aude Silent Hill. Și ce o să facă frățiorul nostru? One. Tu? Mamă, îi curge sânge din ureche. Îi curge sânge din ureche. Lucas. Cineva tot zice Lucas. Lucas. Mamă, l-a prins. Și aici cred că s-a terminat situația. Relatives of a 16-year-old teen missing for almost 48 hours have made a tearful plea for help.
Lucas Erickson's mother says this is very out of character. Lucas was last seen in his home Friday afternoon. Băieți, are 16 ani. Deci, acum s-a dat la știri că băiatul ăla a fost dat dispărut timp de 48 de ore. Îl cheamă Lucas, nu mai știu cum, și are doar 16 ani. Și a venit maică-sa și a zis că n-a mai venit acasă, n-a mai fost văzut acasă de vineri noapte. Mamă, băieți. Băiat. Ok, deci eu zic cum e Lucas, că e un băiat cu culoarea pielii albă, blond, nu știu cum era el, așa, gen, nu era nici gras, nici slab, nu știu cum, și dacă îl vedeți să contactați poliția. Ok, fraților, cam atât a fost cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să facem clipuri de genul, uitați să apăsați un ton de like. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episodul noi, o seară frumoasă vă doresc, pa, pa!